client a nivelului bacșișului pe care acesta dorește să-l ofere, ce poate varia între 0 și 15%. Totodată, în proiect este specificat că bacșișul nu este obligatoriu. Așadar, operatorii economici vor trebui să introducă în casele de marcat acest nou produs, bacșiș, exact ca un produs obișnuit. Însă, în cazul livrării la domiciliu, bacșișul nu va fi trecut pe nota de plată, având în vedere faptul că livrarea de produse la domiciliul clientului reprezintă, de fapt, o vânzare cu amănuntul de mâncare și nu presupune un serviciu de tip restaurant. Operatorii economici sunt obligați să dea sumele provenite din încasarea bacșișului integral salariaților și să-l înregistreze în contabilitate. Totuși, trebuie specificat faptul că statul va opri un impozit de 10%. Ca atare, angajatorul nu va fi nevoit să plătească TVA, ci doar acest impozit de 10%. Eugen Teodorovici a afirmat că măsura a fost cerută de industria de profil și arată că reglementări similare există în numeroase alte state. Ministrul de Finanțe motivează măsura afirmând că valoarea bacșișului încasat este semnificativă, iar aceste venituri ale angajaților sunt nefiscalizate.